V-am spus, mica înjurătură de asta de pe Facebook dintre ei, Grindeanu chiar a fost bun. Adică Drulă nici nu mai știu ce a zis. Iar l-a certat că nu face nimic, că nu face nimic cu autostrăzile, că se retrag constructorul ăla mare român, ceea da. Ce e adevărat, e o problemă, nu știu ce. Și serios. Adică. Da, și serios, dar Grindeanu i-a răspuns, tac, sub centură l-a lovit. I-a zis ceva gen Cătăline, în nu știu câte 9 luni de mandat sau câte a avut domnul Drulă, ai realizat așa, 0 km de autostradă, ranga de la metrou, ți-ai pus microfoane ca să te înregistrezi singur în birou și 3 milioane de euro în cont dintr-o firmă de 2 bani. Asta a făcut un rezumat și al realizării. Și asta a fost un reproș al lui Sorin Grindeanu că doar decât 3 milioane? Asta mi s-a părut bună. Faptul că i-a reușit să sintetizeze mandatul domnului Drulă în 4 paragrafe mici, mi s-a părut o chestie bună. Uite, e singurul lucru notabil așa pe care l-a făcut Grindeanu de când s-a închis singur în guvern acolo. Singur. S-a închis cu Ponta în guvern. De a obliga pe ăștia să facă moțiune de cenzură. De atunci, primul lucru notabil făcut de Grindeanu este asta. Atunci fiind acum 2017. 5 ani. Deci în 5 ani a avut replica pentru Drulă. În 5 ani a avut remarcabil, că remarcabil de prost, dar remarcabil a fost faza aia în care s-a închis singur în guvern și n-a vrut să plece acasă, să demisioneze. Și al doilea lucru remarcabil a fost răspunsul ăsta sintetic așa dat pe Facebook lui Drulă al dumneavoastră. Dar și Drulă e bun. Dar și Drulă e bun, nu mă întrerupeți. Că și Drulă e bun. Pentru că pe Drulă l-au întrebat nici că a dat un interviu, văd ăsta sau așa cea. Și l-am citit și eu pe un site. Vorbește bine la interviu. Da, sunt convins, extraordinar. Da. L-au întrebat de Chioveșia dumneavoastră. Așa. Și domnul Drulă i-a cam dat cu flit. A zis, trebuie să vedem dacă dânsa își dorește funcția. Păi hai, stați așa să vedem dacă își dorește. I-a zis că e prea devreme, ceea ce absolut corect vă zic și eu tot timpul, dar nu să mă bateți la cap cu subiectele astea, cu cine o să fac alegerile de peste 2 ani și ce.